Bună ziua! Am venit în această pădure ca să vedem din surse bine puse la punct că în această pădure se află un om cu chip de mort, temutul om cu chip de mort, după cum o să puteți și dumneavoastră vedea poza următoare. Noi o să mergem acum să căutăm această bestie, după cum se spune, probabil că s-a și auzit făcând în vreun fel anume. Să mergem să vedem ce putem găsi. Zgomotul o atrage aproape de nul. După cum puteți vedea, terenul este foarte dificil. Numai un reporter ca mine ar putea să facă acest reportaj. Stai jos, stai jos! Priviți și dumneavoastră acolo. Observați! Să mergem mai aproape. Filmați, 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 filmați! Băi, Bosirco! Stai dracu locului, nu mai fugi, că pun mâna pe tine! După cum puteți vedea și dumneavoastră, am prins această bestie. Lăsați-mă puțin să-mi trag aerul, că am obosit. Ce puteți să spuneți, domne, ce este cu fața ta dumneavoastră? Nimica. Formidabil! Este chiar fostul primar al sectorului 5, domnul Vanghelie. Domnul Vanghelie! Ce căutați cu această imitație la dumneavoastră? Uite că am venit aici ca perioadele astea care ar fi să babardesc în pădure. Aveți surse sigure la ceea ce susțineți? Dacă vedea pe fixarea asta, să coțopenesc în toată pădurea, dă-i dreacută. Prea prezervative și de... Deci, domnul primar Vanghelie, dumneavoastră susțineți că aici se babardesc anumite persoane. Spuneți că aveți și informații. Doar eu stau aici de două săptămâni. Și ați prins pe cineva? Ulu, cu ce căpul, domne? Păi vreau să-mi fi sară și hățâna, hățâna. E prea prezervative pe aici, domne. Au venit să pruneze mediul. Formidabil, dumneavoastră, acum sunteți protectorul naturii, după cum înțeleg, nu? Păi sunt, domne, dar până mai scăpări dumneata de dobitoc, nu te trecu de aici, așa? Vă rog frumos să mă scuzați. Pot să vă înapoiezi? Da, coadu, te dracu, ai putea striga până acum, că te-a putea la trezor la Grigore, mi-a spus, auzi, te dracu, că vie și să babardezi, să uite, uite-te aici și a domnule, că mănâncă lemnele, dau cu lemnele pe jos, dă-i dracu din pădurea. Formidabil, filmați și dumneavoastră ce este pe aici, este un dezastru. Deci susțineți că este adevărat tot ce spuneți, nu? Da, domnule, o babardește unul cu una, că mănâncă, domnule, coaja după pom, continuă, zici că e... Rojba, nu altceva. Și susțineți că a mâncat și acel pom tăiat sau dumneavoastră faceți această mascaradă ca să susțineți hoții de lemne, ca să speriați restul lumii? Că trebuie să fac, domnule, că nu fac. Ăștia veniți să vă abardeze moartea țința. Veniți, vă rog frumos, veniți. Băi, nesimțitule, nu mai punem mâna pe cur. Uite-le, mă, uite-mă, dracu, că te ia mama, dracu, filmează-le, mă, uite-mă. Filmați și dumneavoastră aici. E dracu, e cameramanul ăsta cu tine, mă, dă cu capul un pom, dă-l dracu. Vă rog frumos să încetați, filmați aici, vă rog frumos. Aceasta nu este mușcătură de om, nici drujbă, este tăietură de topor. Cum puteți dumneavoastră să susțineți că aici a mușcat o femeie? Ce dinți a avut de săcure? Nu știu, vine și fură, dă-i dracu. Păi și dumneavoastră, până acum de două săptămâni n-ați reușit să prindeți niciun hoț? Știi cum e vorba aia, că le-aș așa să babardească și păi să vedeți întrerupt treaba oamenilor, dar în orice prezervativ am strâns doi saci în două săptămâni. Doi saci? Doi saci! Domne, păi ce este aici, domne, bordel?
Ne bordel, e cam asupra, toate pozițiile. Deci, domnul primar Vanghelie, ne pare rău că v-am deranjat și promitem că o să băgăm această filmare pe YouTube, domne. Tu te dracu, dar ce că mai multe să dau cu ăsta în cap, pleacă dracu.